Și m-a găsit la un nou episod de Dead by Daylight. Scumpii mei, astăzi o să ne jucăm cu domnișoara Meg și vreau să vă zic că am o misiune foarte importantă din acele minunate arhive și mai exact să fac generatoare, da, foarte multe generatoare. Cred că mai am vreo 5 generatoare făcut din toată misiunea aia, au fost foarte multe și de obicei nu prea stau la generatoare, deci... Oh my god, și nu e natura mea, știi? Să stau la generator. Nu e bine, nu e bine. Anyway, scumpilor, vreau să vă zic următorul lucru. Îmi pare foarte rău pentru inactivitatea de pe canal, dar o să încerc cât posibil să revin la un videoclip pe zi. Și pe lângă acest lucru vreau să vă zic că o să lansez un nou challenge în sine. O să caut cât mai multe build-uri foarte nebunatice, ca să le zic așa. E un rave, cred că e în spatele meu. Nu e în spatele meu, mi s-a părut. Mi s-a părut, ok, bine. Așa, bun. O să lansez, practic, un fel de serie de Dead by Daylight în care, bine, pe lângă Blended în sine, în care, efectiv, o să joc cu tot felul de build-uri foarte grele, de exemplu, cu Nomita și Resilience. Am făcut asta pe un livestream și a mers super fain și chiar mă gândeam să fac un video. Anyway, dragii mei, vă rog mult de tot să nu uitați să vă abonați cu clopoțele și de asemenea să lăsați un like mai jos acestui videoclip și vă invit în fiecare zi live pe Facebook, mă găsiți acolo așa. Aveți pagina mea de Facebook în descriere dacă doriți să dați și voi un follow ca să primiți notificare și vreau să vă zic că atmosfera super faină acolo, sunt foarte mulți oameni faini, chat-ul e super fain și fain, am înțeles cât de foarte fericită sunt de acest lucru. Ne jucăm împreună Dead by Daylight, Brawl Stars, PUBG și tot felul de jocuri și chiar vă aștept. Ok, hai să vedem acum, lăsând foarte multă vorbă. Mi-am luat small game degeaba. mă simt atât de... Ok, bine, asta e, am luat small game degeaba, nici măcar nu știu unde e killerul, ce match e ăsta? I mean, come on, unde e? Ok, un totem pe aici, știi ce? Hai să... distrugem totemele, ca să fim noi siguri. Că n-are nouă la final de match, că n-are cum să ne bată și să ne rupă în două și să fim vai de staua noastră. A, ușor așa. Ia să vedem. Era pe aici un totem. Hei! Stai așa! Unde-i totemul ăla? Unde ești? Nu mai este, mă rog, am plecat de aici. Gata, asta este, căutăm alte toteme pe drum. Știi ce? O să mă duc sus în casă. Deja văd că termină cineva un generator aici. Și este un totem în zonă. Dar niciun killer în zonă. Hello, Quentin. Oh, aici era. Hai că e bine. Din nou, e foarte ciudat că e prea liniște, dar hai că e bine. Așa, bun, facem totemul pentru niște puncte și hai să mergem mai departe, să mai căutăm un generator. Sincer, în ritmul ăsta chiar nu cred că o să mai rămână ceva pentru killer, cred că era AFK, nu am idee, nu-l văd. Există o posibilitate să fie un nurse care s-ar fi teleportat în poartă și stă cu Insidious. Da, am mai văzut chestii din astea, n-ar fi prima dată, dar o să vedem la final de match. Ok, este un totem aici, un generator cel mai probabil care nu este făcut încă. Facem totemul să fim siguri, numai bine, v-am spus, dacă e de nouă, nu vrem să ne riscăm atât de mult. Ah, deja s-a făcut, ok, bine. Păi, în cazul ăsta bănuiesc că o să pișim pe poartă, pe undeva. Ok, unde e killerul? Nu, serios, dar unde e killerul? Asta e foarte ciudat. Dar mega ciudat. E ceva dubios la mijloc și sunt sigură de asta. E ceva foarte dubios la mijloc. Sau bănuiesc că nu? Ok. E un totem pe aici. Facem puncte măcar de pe totem, bănuiesc. Ok. Jocul ăsta e foarte mirific și interesant și plin de player de toate neamurile din ce observ. Oh, wow.
Serios, era un totem fix aici, ok? Da. Nu mă așteptam la asta. Ok. Killer? Te las să mă pui și pe Grlig. Te rog, frumos? Te rog? Nu? Te rog eu? Killer? Hei! Hei! Killer! Unde ești? Oh my god! Asta e atât de sad! Oh, doamne! Oh! Ok, sunt curioasă dacă dau pe Spectate. E cineva cu killerul măcar? Sper să găsesc killerul, dar nu atât de rapid. Ok, nu pot să cred. Meciul anterior a fost atât de... Meci, de Dead by Daylight. Nu știu dacă s-a numit meci în sine, dar ok. Și acum într-un final avem un killer care chiar merge. Păi nu pot să cred, am pățit de cât de multă bucurie în suflet am pentru chestia asta. Și apropo, să știți că am avut dreptate. M-am uitat la final de meci, dar chiar era un rave și chiar cred că a fost prin spatele meu. Am auzit ceva sunet la un moment dat și probabil s-ar fi oprit într-un colț, mă gândesc. Altă chestie nu cred că ar fi fost, dar... E bine, e bine. Eu sunt fericită. Păi, am făcut puncte, mi-am păstrat totemul, fac generator acum. Stă deja cineva cu killerul care, apropo, este domnul Drujbă 360 de grade. Leader face-ul ăla. Așa. Care pare a fi destul de furios pe viață, pentru că am făcut totemul. Din primele, nu știu, primul minut din meci? Ce-ar fi să mă lași? Zic și eu așa că... Pentru un prieten, te rog eu, hai, hai să nu... Hai să nu exagerăm cu chase-ul, adică, na, știi? Eu încă am venit de la un meci de Dead by Daylight în care, știi... N-aveam treabă cu killerul. Na. Ah! Ok. Ah, n-am reușit de data asta, nu mai contează. Te-am dus în eroare odată, o să mă reușesc. Doamne, ok, hai, pune-mă pe Kirlig, ok? Pune-mă, știu că-ți doreai chestia asta. Sper să vină totuși cu echipierii mei să mă salveze. Pentru că văd că, băi, e ok, chiar salvează oamenii. Ok, urmărește un mec, desigur că cealaltă persoană pleacă. Stă pedal. Și te rog, spuneam că vii să mă salvezi, vine și mă salvează, hai că e bine, hai că e bine, e foarte bine. Săraca, am mai pusă pe Kirlig acolo. Nu în ultimele momente când o să mai jucăm Dead by Daylight cu ea. Mai. Mulțumesc mult pentru save, mai bine, mai. Poate îmi dai și un heal? Hai că și așa treabă e acolo. Ok, bine, ok, bine. Mersi mult de tot, Joel. Oh, perfect, perfect. Cam nașpa totuși că sunt eu obsesia pentru că am și Dying Light-ul, dar ar fi bine să nu mor, că cine știe ce mai are el pe acolo. Ok, hai să vedem. În totem în zona asta, nu o să stau să-l fac acum, vreau să-mi fac generatorul. Pe care l-a stricat! Și doamne iartă-mă cât de mult a putut să-l regreseze! Oh my god! Ok, super! Wow! Nu pot să cred! Ok, facem. Ah, ok, acum e pe jos. Draga Meg, lasă că e bine, l-ai ținut suficient, draga mea Meg. Păi și ceva dacă tot găsim toteme prin zona asta, hai mai bine să le fac. Da, hai că e mai ok așa. Nu la altă de puțin ca suspicios că e unul lângă altul. Uite-l, hai mai bine, mergem și în spate și-l face, poate Bill se duce și salvează. Mă gândesc că dacă aș faca cu Bill, cel mai probabil folosește și Barrow Time, deci nu cred că e neapărat nevoie de mine.
Da. Hai să vedem. Nu cred că e tocmai bine ce se întâmplă acolo. Ok, hai că vin eu. Vin cu barul tău, mă rezervăm rapid cu el. Hai să nu mă vadă killer mai bine. Ah, nu mai nevoie de mine. Ok, bun. Păi, sunt foarte utilă meciul ăsta. Ok, și există foarte mare posibilitate, oameni buni, dar cred că noi nu am făcut generatoarele într-o ordine prea bună. Și mi-e cam teamă de chestia asta. Știi ce? Taci într-o temă și vedem. Este un generator acolo, sus, și mai este unul în mijloc cu hărții. Dacă am calculat bine, ar trebui să fie generatoare fix pe o linie. Și trebuie făcute. Astfel încât să n-aibă timp să ajungă de la unul la altul foarte rapid. Deci este unul fix aici. Ok. Leader, ok, se duce, hai că mă duc eu. Mă duc eu la save imediat. Hai că nu vine înapoi, e bine, nu e camper, spre surprinderea mea. Hello! Hey! Am cerut cumva un save de urgență, păi sunt aici! Ok. Oh, doamne, pentru o secundă... Hai că e bine, nu i-am trecut prin față, nu i-am făcut body block, e ok. Trece. Hai la heal. Perfect. Nu m-au văzut pe mine? Ba, m-au văzut pe mine. De ce? N-a lăsat paleta jos, doar caracterul meu știe asta, sincer. Sincer, doar caracterul meu știe. Deși am apăsat pe space. Nu! A, nu mai este paleta aici? Super! Nu? No. Oh my god! A sărit prin geam! Doamne, iartă-mă! Killerii ăștia sunt random total! Ok, bun. Vreau să mă întorc pe lângă el, dar se pare că e prea mare pe orizontală ca să pot să mă întorc. Da, Leatherface, da, ești prea mare pe orizontală. Ok. Hai să vedem. Poate mă salvează cineva, poate. Ok, ar că am trebuit să stau o lecuțică incognito, am încercat să iau de pe ei, mersi mult de tot, mai pup. Vine înapoi, înapoi. Meg, încasează un hit pentru mine, te rog. Meg nu încasează niciun hit pentru mine. Ba da, e cu el. Doamne, mulțumesc mult, Meg, mulțumesc mult. Ok, bun. Ne dăm heal rapid. Mă rog, rapidă, cât de rapid putem, că nu prea... Nu merge chiar așa rapid, din păcate. E după Meg. Și a nimerit-o. Hai că a fost pus o singură dată pe cârlig, deci pot mai bine să o și salvez acum, depinde dacă vine killer după mine. Asta într-un loc tocmai bun, iar Nosis Calling nu are, dar cât că are barbecue în chili 100%, deci o să știe unde sunt. Sau nu, pentru că sunt prea aproape. Ok, știe de generator, știe de generatoare cât de aproape sunt, din păcate. Hei, am venit după tine. Hei, avem un generator mai ok în spate de făcut. Da, nu mai contează, am plecat de aici. Și ce aiurea m-am dus. Oh, hai că e rău de tot. Colțu! Cum m-a luat de pe... What? Am ieșit din dulap! Cum mă iei din dulap așa? What?
Scuzați-mă acum, vă rog frumos, ce e asta? Dead by Daylight? Come on now! M-a luat... Băi, am ieșit din dulap rapid! Nici n-avea cum să mă apuce! Vai de mine jocul ăsta! Aoleu, nu pot să cred! Oricum, punctul de pipă am făcut, dar îmi pare foarte rău de toolbox. Vai, nu cred așa ceva! Și am făcut foarte multe puncte, sincer. Foarte multe puncte. Wow! Well, astea, da, meciul pe 500, dacă în primul am ieșit și nu știam unde killer și cam voiam să mă prinde bine în al doilea, nu prea am stat la asta, ce s-a întâmplat? Bun, dragilor, păi aici voi încheia episodul de Dead by Delay de astăzi. Vă mulțumesc foarte mult pentru toată atenția acordată. Vă aștept pe livestream astăzi pe Facebook, aveți linkul în descriere. Vă rog să dați un follow paginii, dacă doriți să primiți notificare. Și de asemenea vă rog să invitați, vă abonați cu clopoțel și să lăsați un like mai jos. Eu am fost Suki, v-am pupat pe toți și pa!